că ați luat în calcul cum vor fi mișcate accizele în 2015. Nu, Ministerul Finanțelor nu ne spune nimic despre accize. Mulțumesc. Și credeți că nu ne spune? Nu. Deci, nu vă faceți niciun fel de, să spunem, vis în acest sens. Avem același tip de discuții. BNR ia în considerare metoda actuală de calcul a accizelor cu indexarea cursului de schimb de la 1 octombrie 2013 și asta pentru că Ministerul Finanțelor nu a anunțat încă dacă o va modifica sau nu. Guvernatorul a anunțat în același timp că alcoolul și tutunul se vor ieftini anul viitor. Prognoza de inflație indică o scădere a prețurilor cu 0,1% și salariile vor crește, dar nu vor ajunge la valoarea de dinainte de criză. Crește salariul, dar nu crește mai mult decât productivitatea, crește mai puțin decât productivitatea, deci menții o marjă în care competitivitatea producției naționale în industrie sporește. Până în primăvara acestui an, când situația a început să se schimbe. Dar o anumită atenționare am găsit de cuvință să fac. Cu relația aceasta pe termen lung între productivitate și salarii trebuie păstrat așa cum s-a păstrat în toată perioada de după declanșarea crizei. Și a fost bun acest lucru,